să deschidem la Matei, capitolul 7. Trăim vremuri grele, trăim vremurile din urmă în care foarte mulți oameni trăiesc cu convingerea că sunt mântuiți. Domnul Iisus ne-a comunicat că atunci când va veni El pe pământ, nu va mai găsi credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu va veni înainte să vină lepădarea de credință. Pe glob sunt foarte mulți creștini astăzi, din multe denominațiuni, sunt circa 300 de milioane de penticostali în lume, circa 100 și ceva de milioane de baptiști, 100 de milioane de luterani, alte categorii, 1 miliard și ceva de catolici, 280 de milioane de ortodoxi și foarte multe milioane, dacă le adunăm, poate o treime sau poate chiar mai mult din populația globului este creștin astăzi și are Scriptura în mână. Și Domnul Iisus ne spune că înainte să vină El, oamenii se vor lepăda de credință. Nouă ni se pare că este tocmai invers. Tot mai mulți creștini sunt astăzi, tot mai mulți, și ne întrebăm ce fel de creștinism este acesta. Mulți în ziua aceea, mulți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în ziua aceea vor spune: Doamne, Doamne, de la Matei, capitolul 7, versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Amin. Chiar înainte să înceapă adunarea, am primit un telefon și am vorbit cu o femeie care spune că este credincioasă de prin anii 90 într-una din biserice de aici, din București, și acum se află într-un azil în apropiere de Ploiești și m-a rugat să îi trimit o Biblie, dacă pot, și i-am spus că vreau să-i trimit și mi-a spus că se află într-un azil care e făcut de un preot ortodox și mi-a spus că acolo oamenii nu vor să știe că ești credincios și dacă știe, nu te ține, și atunci ea ascunde lucrul acesta și mi-a spus că dacă merg eu personal acolo să duc Biblia, să le spun acelor oameni că este o rudă de-a mea. O femeie care a avut acces la Cuvântul lui Dumnezeu, fără discernământ spiritual la ora actuală, m-a învățat cum să mint ca să pot să duc o Biblie. Nu să mint ca să cumpăr ceva sau să mint ca să vând ceva, ci ca să duc Cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii au ajuns în aceste zile să nu mai aibă discernământ spiritual. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Domnul Iisus le spune, și aici vreau să mă axez în această seară: niciodată nu v-am cunoscut. Cum adică Domnul Iisus, care e Fiul lui Dumnezeu, să nu ne cunoască? Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că înaintea Lui este totul gol și descoperit. Cum nu ne-a cunoscut? Nu ne-a văzut? N-a știut de noi? N-a știut de existența noastră? Sau este vorba despre o altă cunoaștere? O să vedem ce fel de cunoaștere, despre ce fel de cunoaștere vorbește Domnul Iisus aici. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și aș vrea să mergem în Ioan, capitolul 17, să încercăm să descifrăm acest adevăr al zilelor noastre. Atât de mulți oameni cheamă numele lui Dumnezeu, atât de mulți oameni se duc la închinare, proclamă numele lui Dumnezeu, și atât de puțini vor fi cei care Domnul Iisus le va spune: vino rob bun și credincios. Mulți, cei mai mulți vor spune: Doamne, Doamne, n-am făcut noi așa, în numele Tău. Și uitați-vă ce discernământ spiritual este la ora actuală. În Ioan 17 este tot cuvântul Domnului Iisus, versetul 3: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Amin. Aceasta este viața veșnică, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus, să-L cunoaștem noi și nu numai atât, să ne cunoască și El pe noi. Noi pe El și El să ne cunoască pe noi. Haideți să vedem cum îl cunoaștem noi pe Domnul Iisus, cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu, pentru că
ani de zile ne-am rugat la Dumnezeu, ani de zile am cântat Domnul Iisus și am spus, te iubesc Iisuse, aș vrea Iisuse scump să fiu ca tine. Și totuși, Domnul Iisus este posibil să ne spună, nu te cunosc. Dar dacă El zice că nu te cunosc, înseamnă că nici eu nu L-am cunoscut pe El. Nu mai am avut impresia că Îl cunosc. Nu mai am avut impresia că Îl cunosc pe Domnul Iisus. Și aș vrea să mergem în Exod, să vedem că este o cunoaștere pe care putem să o avem fiecare dintre noi despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, este o cunoaștere și această cunoaștere nu este suficientă. Noi trebuie să cunoaștem despre El, cine este El, cum este El și lucrul acesta este o pregătire pentru a-L cunoaște pe El, pe a-L cunoaște pe El, a-L cunoaște cum este El. Haideți să citim din Exod, capitolul 33, versetul 13. Moise vorbește cu Dumnezeu și îi pune o întrebare pe care ar trebui să o punem și noi lui Dumnezeu. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Amin. Deci dacă am căpătat trecere înaintea ta, îi spune Moise, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște. Moise vroia ca Dumnezeu să îi arate căile lui și în felul acesta ajungea să-L cunoască pe Dumnezeu, dar trebuie să fim foarte atenți. Ce să cunoască? Despre El, să cunoască cine este El, nu să-L cunoască pe El. Să vedem ce înseamnă să-L cunoaștem pe El. Viața veșnică este aceasta, să-L cunoaștem pe El. Și în 34, Domnul îi arată căile lui și în felul acesta Moise capătă cunoștință despre Dumnezeu. El nu-L cunoștea și Domnul se descoperă la capitolul 34, versetul 5 și 6. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Nu mai citim mai departe. Domnul îi arată lui Moise căile lui, îi arată căile lui și Moise capătă cunoștință despre Dumnezeu. Dar asta nu este suficient să căpătăm cunoștință. Când noi aflăm, de exemplu, aici, eu vă citesc și vă spun că Dumnezeu este un Dumnezeu îndelung răbdător. Ce ați aflat despre Dumnezeu? Cum este? El. Dar ca să-L cunoașteți pe El, cu adevărat să-L cunoașteți pe El, cum este El îndelung răbdător, ce trebuie să facem? Să fim și noi îndelung răbdători. Dacă suntem și noi îndelung răbdători, cum este El, atunci putem să spunem, Îl cunosc pe Dumnezeu. Altfel, ce putem să spunem? Cunosc despre El. Cunosc despre El, cum este El. Cum este Dumnezeu. Orice om care ține Biblia în mână și îl întreb cum este Dumnezeu, îți poate spune, Dumnezeu este dragoste. Probabil că e natural să spunem așa. Este dragoste. Dar dacă spunem așa, asta înseamnă că și Îl cunoaștem? Nu-L cunoaștem. Domnul Iisus ne spune, niciodată nu v-am cunoscut. La mulți le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Cum, Doamne, noi care am făcut și minuni în numele Tău, am prorocit în numele Tău, ei n-au știut despre El nimic? N-au știut despre Domnul Iisus? Cum este Domnul Iisus? Deci să reținem lucrul acesta, că sunt două posibilități. Și oamenii de astăzi, cei mai mulți dintre ei, cunosc despre Dumnezeu, despre El. Cred despre mântuire, cred despre jertfa Domnului, dar nu Îl cunosc pe El, nu-L cunosc pe El. Și o să mergem în Noul Testament acum să vedem despre ce cunoaștere este vorba. O să citim din învățătura Domnului Iisus de la Ioan capitolul 8, versetul 54 și 55. Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Deci ce se întâmplă cu ei? Ce se întâmplă și cu noi? Astăzi, cum să nu-L cunosc pe Dumnezeu, vom zice noi? Îl cunoști pe Dumnezeu? Cum să nu? De când Îl cunoști? De 30 de ani Îl cunosc pe Dumnezeu. Acești oameni care erau poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, ei se lăudau că Îl cunosc pe Dumnezeu, noi suntem fiii lui Avram. Noi suntem fiii lui Avram și n-am fost robi nimănui.
Noi avem ca tată pe Dumnezeu. Cunoșteau sau nu cunoșteau? Cum să nu cunoască? Și totuși nu-L cunoaște, zice Domnul Iisus. Totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine. Auziți ce zice Domnul Iisus? Eu îl cunosc bine. Și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Amin. Aici ne introduce un element nou pe care aș vrea să ne centrăm și o să vedem că acest adevăr este peste tot în cuvântul lui Dumnezeu. Îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Plecați de la mine că niciodată nu v-am cunoscut, le spune Domnul Iisus multor oameni. Pericolul este să ne aflăm și noi printre acești oameni. Oamenii aceștia, le spune Domnul Iisus, că au lucrat fără de lege. Ce fără de lege este aici despre care vorbește Domnul Iisus? Fără legea lui Hristos. De aceea eu nu vă cunosc. De aceea eu nu vă cunosc. Pentru că suntem tot aici la Ioan, o să citim din Ioan 14, să vedem cum putem să-L cunoaștem, cum ajungem la această cunoștință adevărată, ca atunci când ne vom întâlni cu Domnul Iisus să ne zică: vă cunosc pe nume, te cunosc pe nume, tu ești Petru, cel care m-ai ascultat în toate lucrurile. Deci Ioan capitolul 14, citim de la versetul 4. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Amin. Ce scoate în evidență aici Domnul Iisus? Filip cine era? Un ucenic al Domnului. Domnul Iisus vorbește în Ioan 13, Ioan 14, Ioan 15, Ioan 16 și Ioan 17. Sunt cuvintele Domnului Iisus, sau mai bine zis, ultimele cuvinte înainte de răstignire. Deci era chiar în ziua de dinainte, deci în ziua cinei au vorbit Domnul Iisus cu ucenicii lui. Și spune lui Filip: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Deci putem sau nu putem să fim și noi în situația aceasta? De atâta vreme să fim cu Domnul Iisus și să nu îl cunoaștem. Și să nu îl cunoaștem. Deci nu este vorba că nu l-am văzut. Filip l-a văzut pe Domnul Iisus sau nu l-a văzut? L-a văzut. Filip a participat el la multe evanghelizări ale Domnului Iisus. Era ucenicul Domnului. A fost trimis să predice Evanghelia și el. Și cu toate astea, Domnul Iisus îi spune foarte clar: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Deci este un risc și pentru noi foarte mare. Noi cunoaștem despre El și ne înșelăm că îl cunoaștem pe El. Dar noi cunoaștem despre El, nu îl cunoaștem pe El. Ca să îl cunoaștem pe El trebuie să se întâmple câteva lucruri în viața noastră. Cum a trebuit să se întâmple și în viața lui Filip. Deci ce au făcut ucenicii aceștia? Când Domnul Iisus era pe cruce, a murit și a fost îngropat. Ce au făcut ei, acești ucenici? A plecat fiecare la treburile, voi bate păstorul și ce fac oile când bat păstorul? Oile se risipesc, ne-a spus Domnul Iisus. Și ucenicii aceștia care au fost cu Domnul Iisus, Petru a scos sabia. L-a cunoscut Petru pe Domnul Iisus când a scos sabia? De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Haideți să vedem ce dorință a avut Apostolul Pavel, să citim în Filipeni, ce dorință ar trebui să fie și în noi, pentru că viața veșnică este aceasta. Care este viața veșnică? Să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe El, pe singurul Dumnezeu, dar să nu cunosc despre El, să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe El. Filipeni, capitolul 3. Citim de la versetul 7 până la 11. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Deci privește toate aceste lucruri ale lumii ca o pierdere
față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Deci ce preț este? Mic? Mare? Să-L cunoaștem pe Domnul Iisus? Nespus de mare. Este un preț nespus de mare. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Deci versetul 10 ne interesează cel mai mult și să-L cunosc pe El. Asta trebuie să fie dorința noastră fierbinte, să-L cunoaștem pe El. Am auzit cum este El. Am auzit, Dumnezeu a îngăduit ca toți dintre noi să auzim cum este Domnul Iisus și apoi trebuie să existe în noi o dorință cât de mare. Privesc toate lucrurile din lumea aceasta ca o pierdere, ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Când am aflat despre Dumnezeu cum este El, când am aflat despre Domnul Iisus cum este El, spune Domnul Iisus, voi merge la Tatăl și după ce voi merge la Tatăl, voi atrage la mine pe toți oamenii. Numai că oamenii ce trebuie să facă când Domnul Iisus îi atrage la El? Să socotească totul ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Cei care fac această decizie, o să vedem noi mai departe, îl vor cunoaște pe Domnul Iisus. Nu despre Domnul Iisus. Oamenii aceștia mulți care i-am regăsit în Matei capitolul 7, printre care putem să fim și noi, ei vor rămâne consternați pentru că își vor da seama că au știut doar despre El. Nu L-au cunoscut pe El. Pentru că Domnul Iisus le va spune niciodată. Ce înseamnă niciodată? Niciodată nu m-ați cunoscut. Niciodată n-am fost în voi. Niciodată voi n-ați fost în mine. Niciodată. E o tragedie foarte mare să știi numai despre El. Și vedeți că ne întâlnim cu mulți oameni și pun întrebări numai din Apocalipsa, pun întrebări numai cine știe de unde, nici de cum. Cum să-L cunosc pe El? Nu vin oamenii aici să întrebe, ajutați-mă să-L cunosc pe El, pe Dumnezeu, pentru că aceasta este viața veșnică. Aceasta e viața veșnică. Restul este pierzare veșnică, să înțelegem foarte bine. Dar dacă nu suntem atrași de frumusețea lui Dumnezeu, de frumusețea caracterului Lui, îl vom cunoaște sau nu îl vom cunoaște? Haideți să mergem la învățătura Domnului Iisus din Ioan capitolul 14, să vedem tragedia noastră a multor oameni care se numesc astăzi creștini. Ce tragedie mare să se întâlnească cu Domnul Iisus și Domnul Iisus să le spună, plecați de la mine, blestemaților. Ioan 14 cu versetul 15, dacă mă iubiți, dacă sunteți atrași de mine, veți păzi poruncile mele. E suficient să-L iubim pe Domnul Iisus ca să-L cunoaștem sau nu e suficient? Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu. Domnul Iisus a spus în Ioan 8, eu îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Deci condiția ca să putem să îl cunoaștem pe El este să păzim poruncile lui. Și dacă păzim poruncile lui, El îl va ruga pe Tatăl și ne va da un mângâietor. Ce rol are acest mângâietor? De ce să ne mai dea mângâietorul? Îl iubim, păzim, nu este suficient? El ne va da un mângâietor, adică Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Și am citit noi din 2 Corinteni, capitolul 3, spune despre Duhul Sfânt că El ne va schimba din slavă în slavă după chipul lui Dumnezeu sau ne va schimba în chipul lui Dumnezeu. Dar condiția este că trebuie să facem un lucru ca să-L cunoaștem. Noi dacă îl iubim, vom păzi cuvântul lui și păzim cuvântul lui, ce se va întâmpla? Îl vom cunoaște. Aici este secretul Domnului Iisus. Păziți ceea ce vă învăț eu. Eu ce vă învăț? Vă învăț exact ce sunt eu. Asta este secretul. Domnul Iisus nu a dat nicio poruncă la întâmplare. Toate poruncile Domnului Iisus sunt date ca să ne învețe să fim ca El. Toate poruncile Lui sunt să ne învețe să fim ca El. O să mergem în Psalmul 25. De ce trebuie să păzim cuvântul Lui? Ca să fim ca El, să Îl cunoaștem pe El. Ne spune 1 Ioan că acum suntem copiii Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când vom fi acolo cu El, vom fi ca El. Îl vom cunoaște în toate amănuntele. Deci
Psalmul 25, să înțelegem cum putem să îl cunoaștem, nu să cunoaștem despre el. Cunoaștem prima dată despre el, îl iubim pentru că el arată foarte frumos, îl iubim, suntem atrași de frumusețea lui și apoi Domnul ne zice ca să puteți să fiți ca mine, trebuie să păziți cuvântul meu, pentru că cuvântul meu mă reprezintă pe mine. Psalmul 25, citim versetul 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Citim și versetul 4. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Amin. Deci la ce ne cheamă Domnul Iisus? La ce ne cheamă Domnul Iisus? Arată-mi, Doamne, căile Tale. Arată-mi, Doamne Iisuse, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă ca să fiu ca Tine. Ca să fiu ca Tine. Apostolul Pavel spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Toate le-am socotit ca o pierdere, ca un gunoi, ca să-L pot cunoaște pe El față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Nu despre El, ci să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El. Cum este El? Să fiu și eu. Dacă este un om care se teme de Domnul, aceluia Domnul îi arată căile pe care trebuie să meargă, care să le alegem. Versetul 11 din Psalmul 27, să vedem ce căi trebuie să ne învețe Dumnezeu. Învață-mă, Doamne, calea Ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă. Deci ce cale ne învață Domnul? Calea Lui, pe unde umblă Lui, ne învață și pe noi, ne învață și pe noi. Haideți să citim și din Psalmul 32:8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Amin. Deci dacă îl iubim pe Domnul, păzim cuvântul Lui, Domnul ne va învăța și ne va arăta calea pe care trebuie să o urmăm. Și apoi ne spune, te voi sfătui. Cine ne va sfătui acum? Voi voi da un mângâietor care va fi cu voi și va fi în voi. Și El ne îndeamnă și ne călăuzește, ne zice cuvântul Lui. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Amin. Citim tot de la Ioan 14, încă câteva versete, să reținem că Filip, ca și ucenicii ceilalți, nu L-au cunoscut pe Domnul Iisus, cu toate că a fost cu ei zi de zi, L-au văzut la față, arată-ne pe Tatăl, a vrut Filip să-L vadă pe Tatăl, cum arată. Și ne este de ajuns. Dacă îl vedem cum arată Dumnezeu, ne este de ajuns. Și Domnul Iisus îi dă răspuns, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Cine m-a cunoscut pe mine, L-a cunoscut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, L-a văzut pe Tatăl. Cine îl vede pe Domnul Iisus astăzi, îl vede pe Tatăl. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta Lui. Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. De ce să locuiască Dumnezeu împreună cu noi? Pentru ce? Ca să ne învețe și să ne călăuzească în tot adevărul, ca să-L putem cunoaște pe El. Căci viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Să cunoaștem cum este Dumnezeu. Că atunci când vom fi cu El, să fim așa cum este El. De-aia ne spune cuvântul lui Dumnezeu, până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos, la statura de om mare. Și o să citim acum din 1 Ioan capitolul 2. Aici nu este vorba de simțuri, nu este vorba de minuni. Unii oameni merg după simțuri și spune, îl simt pe Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu este cu mine, îl simt pe Dumnezeu. Unii spun, am făcut minuni în numele lui Dumnezeu, am văzut minunile care s-au întâmplat când eu m-am rugat. Unii merg pe alte încredințări. Unii au alergat după vorbirea în limbi și au ajuns să vorbească în limbi și ei spun, iată semnul după care îi veți cunoaște că sunt cu Dumnezeu. Vor vorbi în limbi noi. Dar aici nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu lucrurile acestea.
Prin aceasta știm că îl cunoaștem. Deci ne spune cum putem să îl cunoaștem. Nu prin manifestările care sunt prin noi. Doamne, noi am făcut minuni în numele Tău, am prorocit în numele Tău. Ba mai mult, vă dați seama ce înseamnă să scoți draci în numele Domnului Iisus? Ce lucruri mari sunt acolo? Așa ne gândim, să scoți un drac. Dar spune că erau oameni stăpâniți de draci și Domnul Iisus a scos dracii din ei și oamenii aceia s-au făcut sănătoși sau însănătoșit. Era un duh de gârbovire, era o femeie gârbovă și era un duh în ea care o ținea gârbovă și Domnul Iisus i-a poruncit să iasă din ea și femeia aceea s-a vindecat. Femeia aceea s-a vindecat și este stăpânit de un duh rău, spune un om, vine la Domnul Iisus. Și când Domnul Iisus a certat Duhul, a ieșit din copilul acela, l-a trântit la pământ, ne spune, vă aduceți aminte, cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea copilul a fost vindecat. Și alte minuni. Și oamenii aceștia au făcut lucrurile acestea. Dar nu prin aceasta știm că îl cunoaștem. Nu ne zice, știm că îl cunoaștem dacă facem minuni în numele Domnului Iisus. Nu scrie așa ceva aici. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine are poruncile mele, cine le păzește, acela mă iubește. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile. Cine zice, îl cunosc și are impresia că îl cunoaște. El cunoaște doar despre Dumnezeu, nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este. Este așa de simplu să ne verificăm fiecare, să vedem dacă am ajuns să îl cunoaștem pe Domnul Iisus sau suntem în faza în care cunoaștem despre Domnul Iisus. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Deci două lucruri. Cunoaștem că suntem în el și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă cineva nu este în el, nu este al Lui. Vă aduceți aminte, zice în Romani, capitolul 8, cineva care nu are Duhul lui Hristos nu este al lui Dumnezeu. Și cine zice că îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, prin aceasta știm că suntem în El. Și cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El în ascultare, cum a trăit Iisus. Iisus a făcut rob, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. O să citim în Tit în încheiere ca să vedem pericolul în care ne aflăm fiecare și pericolul în care se află foarte mulți oameni în zilele noastre. Ne aflăm în zilele din urmă când milioane de oameni cheamă numele lui Dumnezeu și cred că sunt mântuiți și vor avea o surpriză foarte mare, negativă, bineînțeles, când se vor întâlni cu Domnul și le va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Capitolul 1, Tit, versetul 16 doar, citim versetul 16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu. Deci sunt oameni astăzi care se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Cum putem să-i verificăm? Putem sau nu putem? Putem să vedem dacă adevărul este în ei sau este o minciună în ei. Putem foarte ușor. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Trăiesc în fără de lege. Trăiesc în fără de lege. Domnul Iisus n-a avut alt criteriu acolo, n-a spus altceva, n-a fost la bolnav, n-a fost nu știu unde, nu. Voi toți care ați făcut fără de lege. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Și lucru foarte grav, că sunt o scârbă. Înaintea lui Dumnezeu sunt o scârbă. Cei care se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu păzesc cuvântul Lui. Sunt niște mincinoși și pentru Dumnezeu mincinoșii sunt o scârbă. Nesupuși și netrebniși pentru orice faptă bună. Amin. Domnul să ne ajute să înțelegem ce înseamnă să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui și să intrăm în această ascultare ca să ajungem să Îl cunoaștem. Noi suntem în etapa aceasta de creștere ca în final să putem să spunem că Îl cunosc pe El. Ne spune cine nu iubește, nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Cunoaștem despre Dumnezeu și creștem și mai crește și mai cunoaștem puțin din Dumnezeu, mai cunoaștem încă puțin, ca să ajungem în situația la final, când Domnul spune, s-a isprăvit cu drumul acestui om pe pământ, să putem să spunem, îl cunosc pe deplin pe Dumnezeu. Astăzi cunoaștem, ne spune Apostolul Pavel, în parte. Astăzi cunoaștem în parte. Dar ceea ce va fi în parte,
va avea sfârșit, când vom cunoaște pe deplin, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să intrăm în această ascultare care ne-a vorbit în Psalmul 25 și am vorbit și de dimineață. Cei ce se tem de Dumnezeu, acelora Domnul le va arăta calea care să o urmeze. Amin.